Lidl pregătește surprizele din cooking show-ul tău preferat. Și ce calități are Alberto? E foarte responsabil, asta îmi place la el, că te poți baza pe el. De asta suntem de 16 ani împreună și căsătoriți de 11 ani. Am cunoscut-o pe soția mea când aveam vârsta de 19 ani. Suntem un cuplu echilibrat și ne iubim, cred că asta e cel mai important într-o relație. Pentru mine e bărbatul ideal, e cel mai bun din lume. Ce te-a atras la ea? M-a atras în primul rând frumusețea ei. Era o tipă foarte exigentă, nu-i plăcea orice și probabil și asta m-a încitat. De foarte multe ori m-a sfătuit foarte bine și la această misiune am ajuns datorită ei. Sunt oarecum un tip mai timid și nu cred că făceam pasul ăsta. Pentru astăzi am ales să gătesc un cod poșat cu un piure de mazăre, o salată de fenicul și edamame. Ori nu l-am făcut de foarte multe ori, dar am încredere în el. Lucrez în Anglia, într-un restaurant cu specific franțuzesc. Pot să spun că am învățat foarte mult și am evoluat. Asta mi-a plăcut întotdeauna, să nu rămân șef de partii, să am doar o secție. Mi-a plăcut întotdeauna să știu tot ce se întâmplă în bucătărie și am devenit sous-șef. Am chemat soția cu mine în Anglia, a fost pentru o perioadă de 5-6 luni. A și reușit să angajeze acolo ca designer de bucătării, dar nu era fericită, nu se simțea în largul ei. Vremea, temperatura de acolo era foarte schimbătoare. Până la urmă a hotărât să se întoarcă. Eu am rămas în continuare pentru experiență, în primul și în primul rând. Fiind o bucătărie cu specific franțuzesc, m-a atras și eu sincer aș fi vrut să rămân acolo mult mai mult, dar nu puteam să fac asta pentru că nu eram singur, era vorba de soția mea. Am vorbit cu area șefii de acolo și le-am spus că nu pot să stau departe de soția mea și vreau să-mi dau pur și simplu demisia. Mi-au zis să merg acasă, să stau, să-mi revin cât vreau, o lună, două. Nu mi-au închis contractul de muncă, ei tot mă așteaptă acolo, însă nu știu ce să spun dacă o să mă mai întorc. Dorința mea ar fi să rămân în continuare în țară, pentru că eu cred că am ceva de spus. Și vreau să pun în aplicare ce am învățat acolo. Îmi doresc ca șefii să creadă că în spatele preparatului se află un bucătar. Acum rămâne de văzut. Această participare la șelă cuțite este foarte importantă. Mă ajută foarte mult să iau decizia să nu mai plec și să rămân acasă. Doamne ajută! Mergem! Dacă e cuțitul de aur, hai, e la mine. Plecot, o scoică pentru regele scoicilor, o salată caldă de fenel. Băie, sau, băie, cu e, dedicație, ce ai? Salată de fenel, piure. Piure de mazăre cu mentă. Să știi că miroase proaspăt farfuriaș. De salata asta de fenel nu prea sunt eu foarte încântat. Știi, n-am înțeles-o niciodată. Într-o poveste de genul și tăiată atât de gros, parcă aș fi vrut-o mai subțire. Bă, ce-i cu liniștea asta? Te-am prins. N-ai, mă, termină, că în Black Code tot timpul găsești. Vă salut! Bună seara! Numele meu este Chelu Alberto, sunt din Pitești, am 35 de ani. Mulțumesc! Mulțumesc la fel! Și cu ce te ocupi, Albert? Sunt bucătar. Eu așa vreau să cred, da. După bluză, da, să vedem. Unde ești bucătar? Eu lucrez în Anglia de 3 ani de zile, la unul din restaurantele lui Ramon Blanc. Și pe ce post? Sous-șef. Nu am reușit să-l văd pe Ramon Blanc. Eram într-un restaurant în Londra și el avea locația în Oxford, un restaurant cu 200 de Michelin. Am pare rău pentru asta, da. De cât timp lucrezi în bucătărie? Am lucrat 4 ani înainte cu Gianni Bănuță.
după 4 ani de zile mi s-a evit ocazia să plec în Anglia și n-am vrut să dau cu piciorul și am vrut să încerc. Mm-hmm. Și înainte să fii bucătar, ce ai fost? Că ai o vârstă. Da, înainte am jucat fotbal. De la fotbalist? 10 ani. Da. Și unde ai jucat? Am jucat la Dacia Mioveni, în divizia B. Pe ce post? Atacant. Și câte goluri ai înscris? Da, am înscris ceva goluri. Am și reușit să promovez în prima divizie, dar n-am apucat să joc. Ei au vrut să mă împrumute la alte echipe, eu nu am fost de acord, fiind încăpățânat. Și până la urmă am încercat să-mi iau actele, să încetez contractul. Am fost în Spania, am fost în Elveția. Până la urmă am întors acasă. Și ai ales bucătăria? Am ales bucătăria pentru că îmi plăcea să gătesc, dar găteam acasă, să vroiam să învăț. Tot timpul am fost deschis să învăț, să mă schieste lucruri. Da. Ce-ți place ție cel mai mult în bucătărie? Îmi place să simt că echipa cu echipierii mei se bazează pe mine și îmi place să simt tensiunea, nu știu... Adrenalina. Adrenalina, da. Dacă ar fi să mergi mai departe, din ce echipă ți-ai dorit să faci parte? Nu pot să mă pronunț acum, nu știu ce să zic. Preferații mei sunt toți trei. Bine ar fi să trec mai departe și atunci o să rămân la mâna lor să aleagă. Când ai venit? Pentru ce ai venit? Pentru preselecție? Sincer, soția mea a fost cea care m-a înscris și am fost surprins. Ai văzut? Nu i-a zis treci acasă. Vezi că te-am înscris. Da, da, am fost pe genul. Exact, da. Alberto, preparat simplu. Am vrut să fie un preparat simplu, fresh și sănătos. Auzi, te-ai învățat acolo să gătești franțuzește de bistro sau franțuzește de fine dining sau genul ăsta de mâncare? Nu este un restaurant de fine dining. Tocmai de aia te-am întrebat. Da. Dar el ca bază. Ca bază, da. Este franțuzesc. Bistro? Da. Și genul ăsta de farfurii, când le faci? Aveam și acolo anumite preparate care arătau așa. Asta nu este punctul meu forte. Nu e punctul tău forte, da, genul ăsta de nu farfurie? Nu este neapărat punctul meu forte, genul ăsta de farfurie, dar... Dar care e punctul tău forte? Îmi place să gătesc orice fel de carne, pește, carne... Și cum arată farfuria finală? Eu zic că arată bine, dar îmi dau silința să arate bine. Cum ai făcut codul? L-am pușat în lapte. Am aromat laptele cu cimbrișor, ceapă, nucșoară, cuișoare, doar aici, cuișoare. Al noastră nu am folosit cuișoare, că știu că sunteți alergi la cuișoare. Le-ai pușat separat? Da, l-am pușat separat. Ce atent la detalii. Eu uite, bun. Nu știu cine te-a învățat să gătești cod. Nu știu cine te-a învățat să combini gusturi, nu știu cine te-a învățat să faci plating-uri, nu știu cine te-a învățat pe tine să concepi tu farfurii, dar